Copreședinții PNL Alina Gorghiu și Vasile Blaga i-au cerut vineri premierului Dacian Cioloș schimbarea de urgență a prefectului de Olt, Silviu Neacșu, pe motiv că acesta face presiune asupra primarilor PNL din județ pentru a trece la PSD. Neacșu nu este singurul vizat. Blaga s-a referit și la prefectul de Mehedinți, Nicolae Drăghia. Ne interesează evaluarea rapidă a tuturor prefecților din Oltenia, de exemplu, că nu pot să înțeleg cum poate să rămână prefect la Mehedinți un domn care nu pune în aplicare de 3 ani de zile hotărâri judecătorești definitive, afirma Blaga. De altfel, copreședintele PNL a cerut lui Dacian Cioloș să facă doar ceea ce PNL a cerut atunci când l-a susținut pentru funcția de premier, de politizarea administrației publice. Cum comentați declarația lui Vasile Blaga de astăzi de la Slatina? Declarația domnului copreședinte Blaga e perfect adevărată. Deci prefectul de Mehedinți este un bastion, un taliban al PSD-ului, pe față apără Partidul Social Democrat, îi creează majorități artificiale în Consiliul Județean, în consiliile locale, și-a angajat soția la autoritatea electorală permanentă și face un ping-pong așa cu alegerile, el le organizează, soția le controlează. Deci aici, dacă guvernul Cioloș nu înțelege că trebuie ca să avem alegeri corecte, Mehedințul, din păcate, nu va avea parte de acest tip de alegere. Eu am cerut și o voi cere tot timpul schimbarea prefectului de Mehedinți, nu cu o persoană politică, cu oricine altcineva, cu o persoană care să poată asigura corectitudinea alegerilor locale și parlamentare. În același timp, considerați că cei din București, ne referim aici atât la guvern, dar și la liderii politici ai PNL, sunt informați cu privire la atitudinea și gesturile pe care Nicolae Drăghia le face aproape zi de zi? Dacă iau atitudini publice în Slatina despre Mehedinți, înseamnă că știu foarte bine situația de la Mehedinți. Eu sunt convins că și premierul Dacian Cioloș a informat, știu că colegul meu, senatorul Marius Bălui, a făcut o interpelare vis-a-vis de ce face acest prefect, Nicolae Drăghia. Iar eu sunt optimist, să știți, eu cred că se va lua măsuri și va fi schimbat prefectul de Mehedinți. Credeți că vom avea parte de alegeri normale? Măcar de alegeri normale? Îmi doresc, dar cu acest prefect nu, de aceea eu cred că se va lua această măsură, pentru că eu cred că guvernul Cioloș își dorește alegeri locale și parlamentare pe care le organizează să fie corecte.